China a lansat un atac voalat la adresa Rusiei în contextul temerilor tot mai mari legate de un posibil accident la centrala nucleară Zaporojie. Centrala este controlată acum de invadatori, angajații fiind ucraineni care lucrează sub amenințarea constantă a rușilor. Un oficial chinez de rang înalt a declarat vineri la ONU că un singur incident ar putea provoca un accident nuclear grav cu consecințe irreversibile pentru ecosistemul și sănătatea publică. Nu trebuie să permitem ca tragediile de la Cernobâl și Fukushima să se repete, adaugă el. Însă dezbat acest subiect alături de Miroslav Tașcu-Stavre, expert în relații internaționale. Bună seara, domnule Tașcu-Stavre, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Tașcu-Stavre, știm foarte bine că în mod public China face o mare demonstrație de solidaritate politică, dacă putem să o numim așa, cu Moscova. Cum te vedem această răsturnare de situație în care, practic, China se întoarce acum împotriva lui Putin? Da, China s-a abținut, să știți, de mai multe ori în forul Națiunilor Unite. Deci n-a avut, practic, o poziție fățișă de partea Rusiei. Ea joacă un joc foarte interesant la nivelul sistemului internațional, pentru că are o dependență legată, dacă vreți, de creșterea economică, de schimburile comerciale cu lumea civilizată, cu restul statelor, în special cu Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Europeană. Dar în același timp, așa cum spuneați, cumpără gaz ieftin din Rusia și susține indirect Rusia. Dar uite că într-o discuție nu care a avut loc după ce a mai avut mai multe discuții în care se cerea explicit ca să se permită prezența unor oficiali ai Organizației pentru Energie Atomică la centrala de la Zaporojie, poziția Chinei a fost extrem de tranșantă și asta nu poate decât să ne bucure. E un semnal, în primul rând, pentru Rusia și un semnal, sperăm, bun pentru ca rațiunea să primeze și ceea ce totuși părea că s-a agreat, nu, la discuțiile mediate de ONU, să avem totuși o supraveghere sau măcar permiterea unor inspectori la centrala de la Zaporojie. Sigur, ideal ar fi să avem acolo o zonă demilitarizată. Adică războiul ăsta, din păcate, care se pare că nu sunt șanse să se termine prea curând, poate continua și fără să stăm așa și să ne jucăm, cum spunea reprezentantul Chinei, cu ruleta rusească, cu destinele și viețile multor oameni, pentru că știți cum e? Mă uitam săptămâna trecută, vântul bătea și erau niște hărți care arătau că norul radioactiv ar putea să ajungă înspre Europa, dar acum norul radioactiv poate să ajungă foarte bine spre Marea Neagră, spre sudul Ucrainei și spre Rusia. Deci dacă s-ar întâmpla acolo un accident, ar fi dramatic pentru toată comunitatea internațională, pentru țările mediterane și așa mai departe. Și cred că mesajul Chinei este unul extrem de binevenit și sper ca acest mesaj să fie auzit la Moscova și să vedem săptămâna viitoare prezență a inspectorilor pe teren, pentru că, din păcate, din declarațiile celor doi lideri, la modul președintele Zelenski, de bună dreptate, nu e o țară care e ocupată, e sub invazie rusă, le-ar fi și oficial ruși, n-am mai văzut, după întâlnirea organizată de ONU, semnale care să avanseze cumva prezența inspectorilor în regiune. E trist pentru că suntem, din păcate, într-un moment critic. Nu, centrala asta e ocupată încă din luna martie și lucrează personal civil ucrainean și rus cu arma pe masă, de fapt sub presiunea ocupației armatei ruse, care fiind pe linia frontului, pentru că linia frontului a ajuns acolo, practic e un scut pentru armata rusă, care nu vrea să cedeze, sigur că da, și asta creează o presiune suplimentară și sperăm, de tot în ultima instanță, ca rațiunea să primeze și să vedem mai degrabă o detensionare în jurul acestei chestiuni, care în sine poate să constituie și să creeze mai multe pagube și victime decât au creat până acum invazia rusă și războiul. Totuși, e clar că Beijingul nu vrea să cadă el însuși victima a sancțiunilor Occidentului, așa că, practic, stabilește niște limite dintre relația cu Moscova. Credeți că sunt acestea de ajuns sau credeți că ar trebui să se distanțeze, dacă pot să zic așa, mai mult cele două țări? Da,
China are un acord și vedeam în imaginile prezentate anterior, nu, președintele Xi Jinping și Putin, care au o relație bună, cele două state au o relație bună de suport reciproc. Ea acum se și materializează în contextul ăsta de criză în care nimeni nu mai cumpără gaz rusesc, nimeni nu mai face afaceri cu Rusia, cel puțin lumea occidentală civilizată. Și China sigur că are niște interese, interese de natură comercială, economică, adică nu e vorba de vreo mare prietenie ruso-chineză, ci e vorba în relații internaționale, știm de la Morgan Town, ca ce de interese. Și cred că China, dacă va continua ritmul ăsta, va reuși să bage în buzunar Rusia, care nu mai e de mult o putere economică, dar care a ajuns să fie dependentă de importul de gaz, pe care China îl cumpără la un preț foarte bun pentru că e într-o poziție de negociere foarte bună, care a oferit o alternativă pentru sancțiuni, pentru codurile SWIFT și așa mai departe. Dar să știți că în zona Asia-Pacific, interesele Chinei și ale Rusiei nu sunt nici de cum convergente. Dar așa cum spuneam, China e foarte atentă pentru că nu vrea să strice sau să rupă relațiile sau să lucrurile astea care pot fi privite ca un ajutor pentru Rusia să fie privite altfel decât sunt și să intre într-o zonă în care își pune sau își periclitează relațiile economice, repet, care sunt extrem de importante, China fiind manufacturierul numărul 1 al lumii la momentul ăsta și a cărei creștere economică e dependentă direct de exporturile și de schimburile comerciale cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană. Schimburi care sunt de nivelul, hai să spunem, de 10 ori mai mari decât sunt schimburile comerciale cu Rusia, chiar dacă ele s-au accelerat în ultima perioadă. Deci, cumva, jocul Chinei și poziția Chinei, cel puțin în contextul ăsta al centralei de la Zaporojie, nu pot decât să ne bucure. Și s-ar putea să fie preludiu pentru ceea ce o să vedem săptămâna viitoare, sperăm, anume detensionarea situației, măcar prezența unor inspectori acolo, pe o perioadă mai lungă, dacă nu s-ar putea ajunge la o situație ideală, așa nume aceea de a avea o zonă demilitarizată în jurul acestei centrale de la Zaporojie. Să sperăm că așa o să fie. Domnule Tașcu Stavre, vă mulțumesc foarte mult pentru expertiză.